Vă prezint o pendulă Junghans, nemțească, stilul Secession, de pe emblema anul fabricației se situează undeva între 1890 și 1900. O pendulă cu două arcuri care se întoarce la cheie. Un arc este pentru mecanism, iar celălalt pentru gong. Vitrina este din sticlă fațetată. Bate la fix câte ora și la și jumătate odată. Să auzim cum bate. Funcționează perfect, ține ora bine. E servisată de curând la ceasornicar.